thing. Yeah. Hei, jupânilor, sunteți pregătiți de un nou chest opening, să vedem ce legendară luăm din Super Magical, ce măcar de aici, Electro Wizard sau fără Sparky, fără Nightwitch, ia să vedem. Salutare, jupânilor, eu sunt Zordaciu, bine ați venit la un nou chest opening, de data asta pe contul lui Adiscutariu din prima noastră academie. Avem de deschis 2, 4, 6, 7 cufere astăzi și ce cufere, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja pentru mai multe episoade noi din Clash Royale sau de Clash Royale și de ce nu pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Am discutat cu el pe Facebook, îi mulțumesc pe această cale că mi-a dat oportunitatea să deschid cuferele pe contul lui și mi-a zis că și-ar dori orice legendar în afară de Nightwitch și Sparky și că preferat ar fi Electro, deci sper să-i luăm două. Nu are clanches fiindcă a fost dat afară și l-am primit eu în Academie. Și înainte să deschidem cuferele, țin să-i salut pe Alex și pe Andrei, tovarășii lui, golanii lui și așa mai departe. Ah, și mai era și Codrin, vă salut pe toți jupânilor, se știe, sper că ați dat subscribe acolo, nu? Ok, hai să nu mai zăbovim și să începem să deschidem aceste chesturi mirobolante, începem cu cele gratuite, bineînțeles, avem vreo surpriză pe aici, două gemuri, Zeb și Muschetir, mai departe, din nou gemuri, Inferno Tower și Mortar, Crown Chest, hai să dăm în Crown Chest, avem două, speram la patru gemuri, High Spirit, Barbarians, deci avem garantată epica, sau poate să sară peste ea să ne dea legendară. Da, n-a vrut. Battle Ram, să vedem, epica este Golem. În curând poate să-l ducă la nivelul 4. Dăm în Giant, bineînțeles. Sper din SMC-ul ăla să luăm. Ce avem? Spear Goblins, Goblin Gang, 3 rânduri de comune. 143 Archers și Musketeer. Cum ar fi Magical? Ha, să scăpăm de emoții la SMC, cam greu din Magical, dar hai să vedem. Magical, de fapt. Avem Cannon, Valky, Archers, da, e greu, Royal, Mortar, Dart Goblin și vedeți voi cum se treaba, acum unde dea Valkyrie o bucată era legendară, 4 rage, o vedeți aici, al doilea cartonaș a fost Valky odată, era legendară, da, uite că se joacă cu noi, Supercellul, sper din tot sufletul să-l luăm din SMC, frate, merită omul. Merită fiindcă am muncit să adune toate aceste cufere. 6200 gold, 113 bets, 139 bomber, cam puțin, 271 fire spirits, 11 prinți. Nu știu dacă ne-a dat toate comunele. 137 heal. Dacă ne-a dat toate comunele, mai trebuie să ne dea un rând de epice și... Da, frate, avem legendară. Iha, hai că e bine, frate. Nu eram foarte, foarte sigur la comune. Dacă ne le-a dat pe toate, însă știam că rarele au venit, epicele au venit jumate, acum Bowler și haide să vedem ce legendar îl luăm din Super Magical Chest, este Sparky. Fix ce nu-și dorea omul, frate, sunt cam blestemat cu Sparky-ul ăsta. Am început să-l iau de curând foarte, foarte des și din frice și din alte chest opening-uri pe conturile voastre. Dar nu e după mine, frate, v-aș lua dacă ar fi după mine ce legendare ați dori voi, dar nu merge jocul așa. Și să vedem, măcar de aici, Electro Wizard sau fără Sparky, fără Nightwitch, ia să vedem Inferno Dragon, e legendară nouă, da, sper să se bucure de Inferno, de Dragonaș, Dragonaș cu butelie, cum îi spun eu. Am luat două legendare, e un episod reușit, păcat de Sparky-ul ăla, da, asta e, mergem înainte. Așa e și în viață, trebuie să mergi tot înainte. Acesta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă aveți cufere și vreți să vi le deschid într-un episod ca acesta, lăsați-mi un mesaj pe Facebook, aveți link în descriere. Eu am fost Urdaciu, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă și respect.